Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Timpul tău zilnic cu Dumnezeu. Partea a treia. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Psalmul 139 cu versetul 23. Iată încă două motive pentru care este important să petreci timp singur cu Dumnezeu în fiecare zi. Întâi, pentru a-ți inventaria viața din punct de vedere spiritual. David s-a rugat: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Versetele 23 și 24 din Psalmul 139. Să remarcăm cuvintele gânduri și cale rea. Acesta este rezultatul bilanțului făcut în prezența lui Dumnezeu. De exemplu, crești tu spiritual în umblarea ta zilnică? Lași tu ca păcatul nemărturisit să se adune în viața ta? Dar cu atitudinile, cum stai? Pentru a te vedea din perspectiva lui Dumnezeu, trebuie să te confrunți cu aceste întrebări în prezența Lui și să răspunzi la ele cu sinceritate. Un al doilea motiv pentru care este important să petreci timp singur cu Dumnezeu, pentru a te dedica în fiecare zi Domnului. Autorul Proverbelor a spus: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6. Împărtășește-i lui Dumnezeu programul tău. Roagă-L să te îndrume în activitățile tale zilnice și schimbă-le dacă e cazul. Roagă-L să te ajute să-ți gestionezi mai bine timpul pentru a putea face mai multe lucruri. Psalmul 90, versetul 12. Roagă-L să te ajute să faci deosebirea dintre lucrurile cu adevărat importante și cele care nu sunt așa de importante. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 23. În fiecare zi a vieții tale trebuie să te confrunți cu aceste două aspecte: problemele și oportunitățile. Dumnezeu îți va da perspectiva și abordarea corectă pentru a face față ambelor categorii. Vei fi uimit să vezi cât de eficient ești când petreci timp cu El.